Ediția a treia. Da. Îmi place că totul începe cu 3. 30 decembrie. Da. 3, da, uite, nu m-am gândit. Ai văzut? E ceva acolo. Eu cred că trebuie să fie ceva de la magie, că avem câteva subiecte în această direcție. Așa. Eneada Bija, deci cea avem... Cea mai grea. Ed Sullivan îți spune ceva. Da. Deci era un mare reprezentator. Da, da, da. Deci acum tu ești un reprezentant pentru a ne face luna decembrie mai veselă. Și călătorită, că știm că e foarte complicat acum, dar cât să ne facem planuri pentru la anul, unde vrem să ajungem după ce vedem filmele astea, așa, într-o listă exactă. Sunt deci. 10 filme, toate sunt foarte diferite. În primul rând, reprezintă genurile de comedie actuale. Sunt 8 filme în premieră pe România, noi, total noi și în Europa, unele dintre ele. Foarte greu. Foarte greu a fost în acest an. Gândindu-mă așa, chiar aseară mă gândeam, nu știu dacă am suferit mai mult decât în acest an să realizez, să pot să le aduc. E o situație complicată, dar eu zic că tocmai aici este frumusețea unei munci de acest gen, de a reuși până la urmă într-un cadru, într-un mediu, într-o situație grea. Comedia merită acest lucru. Comediile sunt filmele care te fac să înțelegi, să realizezi până la urmă cine ești cu adevărat. Și atunci merită toate eforturile din lume să le ocrotești, să poți să le aduci și să poți să știi sigur că cei pe care le vor vedea se vor bucura. Să le împărtășești cu alte. Da, să le împărtășești, să le arăți. Share, că tot să poartă acum. Arăți. Da. Exact. Să arăți actori frumoși, oameni frumoși, actrițe frumoase, nu numai frumoase, interesante, cu un suflet frumos, așa cum sunt aici în aceste filme. Nu am crezut că pot să aduc asemenea filme. Vom începe cu ceva albastru, o comedie romantică. Sud-americană. Foarte frumoasă așa ca poveste, pentru că până la urmă toate femeile își doresc o rochie de mireasă frumoasă. Și vom continua cu actori puțin cunoscuți în România. Un exemplu cel mai fericit este Aaron Monaghan, actorul irlandez, care pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. A fost atunci când am văzut acest film irlandez, care tu i-ai spus, cum i-ai spus, mântuirea unui păcătos sau mamă, nu? Așa este, da, și așa putem să spunem, da. Putem și așa, nu? Da, și cred eu că avem, în afară de actori mari, avem și actori mai mici, copii frumoși, avem, să zicem, comedii rafinate, comedii puțin mai dure, Neașteptate, surprinzătoare. Așa. Și Indian Relative e surprinzător, dar și colital, adică cele două indiene, indianul de sus din Canada și indianul, mă rog, de laterală, ca să zic așa, din India. Mi-aș dori ca să existe spectatori care să le vadă pe toate, pentru că ele reprezintă o frescă a lumii în care trăim. O frescă de dinainte de pandemie. Am spus că am evitat să duc filme care sunt din pandemie, cu măști, cu... Nu, la comedie e și mai greu, da. Așa. Da, există filme, da, le-am văzut și chiar nu... Hai să înțelegi, privește-ți prezentul. În el se oglindește atât trecutul cât și viitorul tău. Și atunci, dacă ne uităm un pic în spate, s-ar putea să vedem viitorul, că prezentul
nu este chiar atât de strălucit. Cum să facem să trecem peste? Și eu cred că... Și să-l trăim mai ales, că asta e cel mai complicat la prezent. Da, și filmele astea de comedie sunt un suport moral pentru oricine care se descoperă în ele, una la mână, și doi, poate descoperi o rezolvare. În inteligența asta a comediei, în calamburul ăsta extraordinar pe care un regizor bun, un actor bun reușește să-l facă, există speranță. Și această speranță, eu cred că ne va ajuta să depășim, să nu ne mai plângem și să încercăm soluții, să găsim soluții ca să putem să trecem peste. Acesta este Bucharest Best Comedy Film. Cred că la fiecare e câte o soluție găsită, dacă stau să mă gândesc. Și, și cu final bun. Am încercat să aduc filme cu un final fericit. Sau măcar... Dătător de speranță. Exact. Ceea ce cred că e mai mult decât cum era pe vremuri, trebuie neapărat să nu moară nimeni și să sărute cei doi din cuplul la final. Adică mai există și alte variante. Dacă nu exista chestia asta, nu trecea de cenzura hollywoodiană de data asta, așa. Mă gândeam că ai filmul irlandez, unde plouă zdravăn, dar unde e și o despărțire și o despărțire pe care o regăsim și la Swan Song, adică și la cântecul de lebădă, unde, între altele, avem nevoie și de un machiaj chiar și pentru cei dispăruți și unde o să regăsim o actriță de serial. Pe care am uitat-o, da. Dinastia. Dinastia, sigur. Așa, n-am putea să o uităm niciodată. Nu, am uitat să o menționăm. Nu-i nimic acum. Da. Avem aici memoar, se cheamă. Da. Așa, și care trecem la ceva albastru, Algazul, unde și acolo fata își dorește foarte tare la un moment dat să fie frumos machiată și frumos pieptănată pentru ziua anunții. Deci, în fiecare film se leagă un pic de celălalt, pentru că dacă acolo e vorba de o nuntă și de o pereche ideală, la o pereche ideală te duci la Sune, unde pornește de la adolescenți, un puș care vrea neapărat iubirea vieții lui să fie aceea, pentru că a constatat el că și la părinții lui așa a fost începutul. O să vedem dacă rămâne sau nu cu ea sau ce se întâmplă cu părinții. Dar totul e așa, chiar un joc al dragostei și al întâmplării, ca să pomenim un pic de titluri celebre. După care ne ducem la un nepot care vine la bunici și unde nimic nu pare mai important decât masa cu pricina, care masă o găsim și la Sune, așa cum e inclusiv la pomana de mormântare, care e peste tot. După care la Loser Revolution ne ducem spre online și vedem că poate viața e mai intensă de adevăratele decât așa și cred că asta am trăit de 2 ani încoace. La Indian Road Trip e o descoperire extraordinară, unor detalii pe care nu le știam despre Canada și despre Cherokee și despre cât de fermecători sunt și cât de cuceritor și vrăjitor sunt și la propriu și la fiu. Exact. Aparte. Așa. Și ne ducem la Double Trouble. Ne ducem din nou la copii, pentru că și la Sune și la Double Trouble avem niște copii. Aici chiar sunt copii, cred că o idee mai mici decât Sune. Mai mici. Cum e la școală. 14 ani. Exact, da. Spre acolo mergem spre 16, așa că s-au gândit și ei la Romeo și Julieta, știi? Așa. Și aici la ce înseamnă perfecțiunea. Și culmea, unde? În Germania. Așa. Da. Și după care mergem la perfecțiunea noastră, la Berliner, care după părerea mea este filmul ideal politic, ca să ne putem schimba într-o bună zi și mai ales să ne vedem într-o oglindă. Că oglindă avem și acolo și la Double Trouble, că de la oglindă să trag tot felul de lucruri. Și după care ajungem la Belle Époque, adică aș vrea din nou să fie în Belle Époque, o epocă frumoasă și nu doar pentru că o retrăim în
filmul cu pricina și ne învață cum să o retrăim, cum să o retrăim cinematografic și poate să ne o construim și în mintea noastră, să ne facem un scenariu cu pe cine am vrea să revedem, cum, ce loc, de ce mai ține minte sau nu. Și cred că așa, per total, e un cadou foarte variat. E ca atunci de Crăciun când deschizi o cutie și încă o cutie și într-o cutie și încă o cutie și tot așa. Life până is când a box of chocolate. Exact. Ajungem la filmul nostru preferat. Exact. Știu că îți place. Și până la urmă, eu cred că sunt un Forrest Gump în tot ceea ce am făcut eu și... O să-i spunem lui Tom Hanks. Uite, mai ai ce, pe cineva de care trebuie să te interesezi, care și el trece cu mare ușurință și de la comedie, la dramă și, și înapoi. Cred că e un foarte bun exemplu în direcția asta. Da. Vreau să spun... Bucharest Black Comedy Film este altfel total. Noi aducem... Și față de ce a fost e altfel, adică față de anul trecut, da, și de acum. Da, este, eu zic că este într-o creștere, nu numai din punct de vedere al filmelor, dar eu cred că și emisiunile festivalului sunt foarte interesante, pentru că noi începem sunt să variate. Le cunoaștem și discuțiile care le-am avut în acest sens, cum să le construim, au fost, cred eu, bazate pe experiența celorlalte ediții, începem să creăm ceva unitar, începem ca emisiunile acestea despre care vorbeam să fie, să reprezinte până la urmă comedia. Oamenii vin altfel. Și dorul de comedie pe care îl avem comedie, tot timpul și da. Să încercăm să-l mai... Și cei invitații observ că sunt foarte deschiși, foarte bucuroși că pot să vorbească despre comedie. Nu știu, trăim niște vremuri ciudate. Nu mai știm parcă să glumim, nu mai știm parcă să privim adevărul în față. Ne ascundem deja sub această extraordinară mască și fețele noastre încep să nu mai... În cinema masca este esențială, știm, da, foarte, da, bine. Și, inclusiv cea fardată. E groaznic ceea ce spunem noi acum și știi că ți-am spus la prima ediție că nu este vorba neapărat de râsul ăla în hohote, este vorba de surâs. Prima oară când am auzit de acest cuvânt, sau tu știi că avem multe cuvinte pe lângă care trecem, de fapt, nu le înțelegem în momentul respectiv. Sau nu stăm sensul. Să le analizăm puțin. Da, da. Nu avem... Să le radiografiem. Da, și domnul Albulescu, domnul Mircea Albulescu, mi-a atras atenția printr-o poezie a lui despre acest minunat cuvânt, surâsul. El acolo, în acea poezie, spunea despre surâsul american, surâsul englez, surâsul francez, încercând să-l definească așa cum este el acolo, în Franța, în Statele Unite. Cred că asta fac și eu aici. Aduc în fața spectatorului român modalitățile de a crea comedie în America, în Suedia, în Franța, pentru că este diferit de la o țară la alta. Și reprezintă, într-adevăr, cultura. În Belgia, în Irlanda. Belgia, Irlanda, da, și așa Canada. Mai departe. Și, și la noi. Mă bucur foarte tare că am reușit și la acest an. Nu știu ce va fi. Vom vedea. Este din ce în ce mai greu. Și, dar... Deocamdată acum... ne bucurăm de ce avem. Exact. Nu, că este de la București, cum spuneam. E da. Ceva acolo. Și faptul că Bucureștiul merge în toate orașele țării prin acest festival... Călătorește, da... reprezintă Bucureștiul până la urmă acest festival, pentru că așa se cheamă. Bucharest Best Comedy Film. Chiar dacă Bucureștiul n-a ajutat foarte mult festivalul Bucharest Best Comedy Film și pentru asta, mă rog, ar trebui să mă îndrept să spun despre sponsorii și despre oamenii care chiar au avut încredere în acest festival, pentru că fără ei nu ar fi avut loc. Așa că o să spun despre Ambasada Irlandei, Ambasada Canadei, mă uit aici să nu uit pe cineva, Institutul Cultural Goethe, Delegația Generală a Wallonie-Bruxelles, Ambasada Suediei, o să spun despre CNC, mulțumesc prima dată când
CNC-ul a sprijinit Festivalul Bucharest Best Comedy Film, o să spun de Institutul Cultural Român și de Ministerul Culturii, să sperăm că ne va susține în continuare, dar trebuie să aplaud în situația asta grea în care ne aflăm cei trei sponsori principali, Electroluxul, Aqua Carpatica, Sâmbureștiu, Banz, mulțumesc Iulian Velcea, Iulic Velcea, n-am uitat pe nimeni, sigur la mama, of course. Și Loteria Română a venit alături de noi și le mulțumesc foarte mult pentru că au avut încredere să sprijine festivalul nostru. Pentru că era o loterie în sine să sprijine asemenea festival, nu-i da. Așa? Și da. Nu în ultimul rând. Și o să aibă de câștigat. Și nu în ultimul rând Arcub, care a fost gazda noastră. Ne-a găzduit și de data asta. Da, mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc și să sperăm că vor fi spectatori care vor vedea, vor reuși să vadă cele 10 filme. Și atunci cred că vor înțelege mai bine ceea ce încercăm noi aici. Neapărat trebuie să facem un calcul. Vizionare plăcută. Urmare, un surâs în plină iarnă. Da. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non? Et vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Viens, allez, viens, baisse un peu la lumière. Et vous? Moi? Moi, je vous dois tout. Vous me devez tout? Tout. Mademoiselle? Il y avait de la pluie, je crois. Il se couvre, il n'y avait pas de pluie le premier soir, s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment. Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des comédiens. Margot a couché avec lui, en fait. Je veux plus, je sais, je peux plus. J'arrête. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Medea Marinescu, îmi place că te-ai îmbrăcat în roz, la Via în roz, la nu? Asta ne-am gândit că trebuie să fie Viața în roz și să ne ducem spre un film, La Belle Époque, pe care nu l-ai văzut încă, deci nu. O să-l vezi ca și spectatorii noștri, telespectatorii noștri, așa, comediest spectatorii noștri, da. Direct pe micul ecran. Și, da, te-ai uitat la Forșpan, mi-a făcut plăcere că noi mai zici trailer, cum ce toată lumea, că văd un tir așa, da. Care trage nu știu ce mortăciun după el când zice așa. Și ai zis Forșpan ca pe vremuri, sau Bandanos, cum zic, Bandanos, așa, da. cum zic francezii. Și ce te-a tentat așa din Bandanos? Am văzut o secvență, era lăsată nemontată de obicei la Banda Anons, da? Se montează din mai multe... Era foarte ingenios Banda Anons. Așa. Da? O secvență întreagă, jucată de doi actori absolut minunați, Daniel Auteuil și Fanny Ardant. Și mi se părea care Fanny Ardant a fost pe aici, Daniel Auteuil, te-ai văzut cu el în Franța. La, în Franța. Acum trebuie să spun, făcând o mică paranteză, când s-a organizat aici Festivalul Filmului Francez, recunosc că am mediat venirea lui Daniel Auteuil aici, care inițial a zis, da, voi veni cu mașina pentru că el nu zboară cu avionul. Mai știi și pe alții, da. Așa. Și până la urmă s-a gândit el că erau cam multe zile de mers cu mașina până în București, după aceea să se și întoarcă. Și
a renunțat să mai vine. Deci Daniel Otoi mi-a și declarat la un moment dat, zice, aici s-a întrerupt cariera mea și legătura mea cu Hollywood-ul, eu nu zbor. Și nu zboară până și filmul pe care l-a făcut în Austria, Cașe, celebrul film Cașe, mi-a povestit că a mers cu nu. Bine, mai până cu în Austria e ceva mai e aproape. E ceva mai puțin decât până în România. Așa, da. Acum, Marcel Iureș, știi că nici el nu zboară. Știu că am și vorbit despre asta. Da. Și am văzut acea secvență între cei doi actori și mi-a plăcut că era un soi de comedie, eu am și râs, o comedie, dar era un film extrem de realist într-o zonă, aproape brutal realistă, despre doi soți care ajung bunici, nu? Ei sunt bunici, înțeleg, din momentul pe care l-am văzut, nu se mai suportă, ajung să nu se mai suporte. Și e foarte suavă, e și tandră, e dramatică, e foarte tristă și în același timp e plină de umor, umorul acela franțuzesc de bună foarte calitate. Franțuzesc, exact. Foarte franțuzesc. Așa și de doi actori care joacă absolut impecabil. Sper că e suficient așa ca să-i tentăm să se întoarcă un pic în timp, pentru că de fapt despre asta e vorba. Dacă vrei să trăiești începuturile unei frumoase prietenii, ci unei frumoase idile, și să vezi dacă rememorându-ți partea asta, poți să mai drești ceva în prezent, cam asta e. Dar cred că e un film care face bine, mai ales acum în ajun de sărbători, când încercăm așa un pic să fim mai îngăduitori, oricât de ni s-ar părea de complicat mai mult ca niciodată acum. Cred că oricum o recomandare de la tine funcționează perfect, așa că nu o să rateze nimeni. Oricând m-aș întoarce și sunt multe, și multe alte filme franțuzești pe care aș vrea să le văd sau să le revăd, sper acum de sărbători sau mai mult timp. Ai mai mult timp, așa, da, deși eu cred că voi jucați până în ajun de Crăciun, așa. Și între Crăciun și Anul Nou avem program la teatru. Ce vreau să mai spun, îmi pare rău, cumva piața românească a fost invadată de filme americane, de vedete americane sau care vin din Anglia, importate din Anglia. Dar am avut ocazia să văd și să cunosc la un moment dat și cinemaul francez, comis de cinemaul spaniol, cinemaul german chiar. Și sunt niște actori absolut fabuloși. Foarte, nu cred că marele public îl știe foarte bine pe Daniel Auteuil, de exemplu, sau pe Fanny Ardant, chiar dacă a venit poate așa. Poate pe Fanny Ardant ceva mai ceva, mult, ceva mai a mult aici, ca filmat în România. Da. Cu Zeffirelli a filmat exact. Aici, Callas. Da, da. Dar acum, Callasul ăla îl joacă piesa de teatru pe care a jucat-o și Victoria Cocia așa aici, într-o montare a lui Gabriel la un moment dat. Acum joacă Belucci, Monica Belucci, și am un prieten care s-a dus special să vadă în Italia. Și l-am invidiat îngrozitor. Da, da, da. Știu, nu-i frumos să invidiem, e adevărat, dar poate cine știe, poate vine și o să da, poate la un viitor FNT, festival care să fie de adevărat. Va fi invitată, atunci, așa cum a venit și Juliet Binoche da, acum exact, câțiva ani cu un exact, spectacol. Exact, exact. Adică aș îndemna oamenii să caute filme și filmele mai vechi al lui Daniel Auteuil, pentru că este un actor absolut fabulos, pe care eu îl știam și mă minunam de cât de versatil e. Am avut șansa la un moment dat să-l și întâlnesc și să joc alături de el. Un actor absolut minunat, adică sunt convinsă că publicul românesc îl va adora, pentru că e foarte cald. E un om foarte cald, un personaj foarte cald. Și aici arată ca un Moș Crăciun, mi s-a părut, cu barba aceea mare. Ca un Moș Crăciun, dar e duios. Îți vine să-l iei acasă. Vedem. Apropo de actor extraordinar, să știi că cel din filmul irlandez este un actor de Shakespeare, care a acceptat să facă o comedie neagră. Și din nou, uite, vezi, ai să mai descoperi, e divers. Actori pe care, într-adevăr, îi știm mai puțin și de-aia e atât de important să fie și un festival de umor, pentru că umorul e cel mai complicat de construit. Îți mulțumim de îndemn! Și eu vă mulțumesc! The powers that be, or should I say the powers that pee, are still pissing down on Ballyloft here in Cavan. A tale of a great deluge falls into my mind. A tale from the gutter. Hey, you! But even in the sewers of the world, you're nothing, all
humans have a craving for life. Can I help you with something? Hello, Your Excellency, and so much thank you for being here. And we have this time a different kind of film. It's a black comedy, and I was saying that it's a green comedy, let's say it, Redemption of a Rogue. And in order to make them watch it, first of all, I have a question for you. Do you also have this idea that on the 2nd of February, everything is repeating itself? It's like in the American film when you have a Groundhog Day? No, I don't. Not so much. Not so much. So they were influenced by the other film. I think they were. There is really no Groundhog Day as such in the Irish. But do you have a groundhog? Calendar. Yes, you do have, yes. Not the day, but the animal. Not really, no. Not really? No, okay. No. I'm afraid our wildlife is pretty standard and nothing too American about it. Mm-hmm. But I really think, as you say, this was a black comedy and it's really black, but it's really funny. Mm-hmm. And I would say that from time to time is greyish, not black completely. It deals with difficult themes, let's say. Yes. And it deals with themes of, it's called Redemption of a Rogue. Mm. We know about his past a little bit. Yes, we know a little bit about his past. We know that he left the town under a cloud. Mm-hmm. I think the writer, Philip Doherty, is from actually County Cavan, mm-hmm. Where the film is set. Mm-hmm. And the film itself, it kind of plays on things that Irish people play on, mm-hmm. like our weather. Yes, we know our weather sure, is yeah. terrible, yeah. and this takes yeah, it you, to you an know, extreme. I have some friends living just now for Dublin, and they said, would you look to see the weather? And I said, okay, it's written that it's going to rain this weekend and the next week. But, you know, my grandfather was a weatherman, and he always said that just God knows when it's going to rain. So probably it's not going to rain for your short holiday in there. Yeah. Well, mm-hmm. I think you're almost guaranteed, especially if you live in Dublin, that mm-hmm. it will rain at some point in the day, but not for the whole day. It's just for just the for the umbrella. Just for the umbrella. For the umbrella. But I think and in fact, County Cavan is not the wettest county in Ireland. Mm-hmm. I think that would be more Sligo or Mayo, which is the more westerly. Mm-hmm. And my own county, Galway, where Philip Doherty now lives, I think he lives in Spittle, is also a pretty wet place. But that countryside. That's why the grass is greener. It is. Yeah. And you can't have a grass greener if it's not raining. Yeah. And that countryside in Cavan is really beautiful. It's a lovely countryside. And it is very green. And it has, it's very hilly. Mm-hmm. It's called, it's kind of a drumlin. There are hills that we call drumlins. Mm-hmm. And it's that kind of landscape. So it's a very nice place. So the film, I think, depicts it as someplace mm-hmm. where it is raining all the time. It's almost like the flood, 40 days of rain, pretty much. Yeah, so it plays on these things. I don't know if it's that, because you know that I'm quite convinced that there is a connection between the Romanian people and the Irish people. Because we are always saying, for example, if it's your birthday, and it's raining, you're going to have plenty of money that year. Is it a saying for you too? I suppose. You could take it. I offer it to you. I would definitely take it. Yeah. But I think for an Irish person, that would mean that everybody was rich. They would be very rich. But maybe they are. I don't know. I don't know. But no, I think we take the rain is as almost a necessity, but something that
I think we'd prefer a little more sunshine. Sunshine. Oh, yeah. And always we would take saying, some of your sunshine, I think. Okay, from time to time, I have some. not always. Not always when you need it. Yeah. We also say that if you are walking under rain with your beau, with your lover, that's for sure, you are going to be a couple for life. Is it so? I wish, but unfortunately, again, the rain is just so permanent in our lives that everybody would be together forever. So it depends who. It depends. Yes, on that's it. For sure. Even the family. Anyhow, the idea is that there is a redemption in that. Yes. So he'd like to change a little bit out of his past, or at least to feel sorry for what happened and to try to be better, what probably we all wish to do, especially when there are the Christmas time or when there is a new year coming. So I think it's extremely important to see this film, and I really hope that you all go to Ireland next year if you wish to. You know that it happened to me when I said, I've never been to Ireland, and one day I went there. It was thanks to Taxi Song. Well, I think it's a great film. It's a small movie. It's a low-budget movie, but I think it really, you wouldn't know that from the film, because the acting is so good, the directing is so good, and the script is so sharp. Mm-hmm. It's a really professionally produced movie, and I think it's excellent, and I think people really will enjoy it. We'll discuss a little bit more about that a little bit later. Hello, my name is Philip Doherty. I'm the writer and director of the film Redemption of a Rogue. I'm absolutely delighted to introduce the film and to be part of the Bucharest Comedy Festival. It's very exciting to share this story with you. It's a very personal story for me. It's set in a world that I grew up in, a place called Cavan in Ireland. It's a place that's famous for its very larger-than-life characters and a sense of humour that's very droll, sardonic, sneery, and very dark. So I hope you like that sense of humour. It's important to have a laugh. We need to have a laugh. I hope you have a laugh. Thank you so much. Bye. Aqua Carpatica vă invită la Bucharest Best Comedy Film Festival. Vă promitem că o să aveți distracție, o să descoperiți lumi noi, exotice, lumi la care poate nici nu vă gândeați să ajungeți. Vizionare plăcută și un pahar de apă ca să vă răcoriți. Valentin Teodosiu. Ha! Să rămână. L-am prins. N-am făcut niciodată interviu cu el. Acum e momentul. Să îndemnăm să se uite la televizor. Uite câte filme avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filme. 10 filme, așa, ca să-i colosal. ca să-i dau nota 10. Ne-am prins, okay. 10, a pus 10. Așa este, așa e. Da, e regulă. Cât de des te uiți la cinema și la televizor? Mă duc de câte ori am ocazia. Când nu am premiere și nu am de un an jumate. Așa. Când ultimul film l-am făcut la Plămâni, mă duc și eu la mall să văd. Nu la Măsea, la Plămâni, ok. Nu la Plămâni. Da, da, așa știi că nu mă așa ziceam. E film. Da, da, așa ziceam, de că la Măsea. Ăla e micuț. Da, așa, păi da. Eu am păi, rolul așa, principal. Da, da, da. Măi, nu poate să aibă decât rolul principal. Așa, absolut. Și mă duc la mall, îmi place să mă duc, că nu e aglomerație. Uh-huh. 30% n-au fost nici la Titanic Vals, așa că nu e problemă. La Titanic cu celălalt care face 25 de ani. Așa, dar încă nu era omorul. Îmi place să mă duc cu fetele mele, cu Luminița, așa. Acasă mă uit pe Netflix, când am timp, repet. Așa. Mă uit cu drag, îmi place să mă uit la și, toate filmele. Și pe comediezi, nu te uiți? Că sunt numai comedii. Ce facem? Nu, mă uit pe cine m-a ratat. Nu pot să mă uit pe toate. Nu poți să uite pe mai multe deodată. Eu cred că trebuie să inventăm și chestia asta. Ne putem uita la mai multe deodată. Da, se poate. Mă uit la ProTV că sunt plătit să mă uit la ProTV. Sunt fundalul de la ProTV, o știi pe aia cu țiganca. Nu. Tata îmi zice, Lumința, n-ai mai luat și tu flori? Măi, mă duc să-ți iau mâine, n-am avut timp, sunt în premieră, filmez, nu știu ce, asta în vremurile bune. M-am dus a doua zi, înainte să ajung în piață. La Belle Époque, ca să zic așa. Ei, bravo. Era un țigan cu niște garofițe care mie îmi plac la nebunie, că miros frumos și sunt finuțe. Cât dai țigane garofițele? Uuu, să trăiți, măi, 3 lei, ia mă 5 lei, nevasta.
Dar un trandafir nu vreți? Țiganul, taci, fă din gură, tu știi cine e ăsta? Nu, zice țiganca. E fundalul de la ProTV, fă proastă. Deci asta este, e drăguț să fii fundal. Urechea. Da, urechea. Păi, na, normal. De-aia și cântăm mult mai bine decât noi. Categoric. Da. Talentul e talent. Da. Jazzmanul local e jazzman local. Noi am învățat să cântăm altfel. Exact. În funcție de asta. Așa încât, uite, te invităm la toate filmele astea care sunt și subtitrate, mai puțin Berliner, care este local. Îi zice Berliner, dar este un film românesc pe care nu l-ai văzut. Tu nu mai traduci nimic? Mai nu știu, m-am gândit așa din când în când să bag eventual o vocea mea peste celelalte. Da, ne e dor. Exact. Uite, traduce, zic eu acum. Da, ia. What the fuck, lol? Oh, fire ar să fie. Păi, lol e așa un zâmbet larg, adică e un surus că îmi place. Am învățat de la adolescenții, de la fetele mele. Exact. Așa vorbesc ăștia acum. Așa este, exact. Se schimbă de da, la mulțumesc de invitație. Chiar am să vin în măsura posibilităților că sunt în premieră cu Steaua fără nume. Am văzut. Să vedem. Ce joci în Steaua fără nume? Șeful Gării. Pe care la premieră, la 1 martie 1944, îl juca Mircea Anghelescu. Ce minunat! Beligan juca Miroiu. Exact. Era căsătorit, prima căsătorie a lui era cu Nineta Gusti, care juca Eleva. Eleva, da. Îți dai seama câți ani avea în 44? Da, așa. Mircea care Șeptili... era o actriță senzațională, da? Da. Mircea Șeptilici, care era Grig. Mm. Și cam ăștia. Da. Betty Boop a Teatrului Românesc, o mare comediană, cea mai bună și cea mai talentată actriță de comedie. Nora Piacentini. Oh, da, care era soția lui chiar al Șeptilici. Victor Ion Popa. Nu, a fost și al lui Șeptilici. A, nu, al lui Șeptilici, da, că erau căsătoriți atunci. Așa. Nu, am confundat cu Maria Mohor, care era soția lui Victor Ion Popa. Așa. Și aici e pe perechi. Peste tot e pe perechi. Vor veni și vremuri mai bune. Comediest. Da, am să mă uit cu mare drag. Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an Ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo Frido, ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Ab morgen bist du ein 1A-Schüler. Würdest du nicht in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne je zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die hocken für dich in der Schule? Und alle denken, du wirst plötzlich so ein Superstreber. Wo hast du den her? Na, ihr Luschen? Sie sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. Der einzige Weg, perfekt zu sein. Guten Morgen, Frau Clarissa. Unsere ganze Klasse ist im Spiel verschwunden. Ist du selbst zu sein. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist mein Zuhause, nicht deins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse retten. Unheimlich perfekte Freunde. Leopold! Fetz nicht das Ding, sorry. Bun găsit la un festival de comedie, de film de comedie. Marian, le-ați mulțumit tare mult. Cred că putem să-ți dedicăm parțial acest festival, având în vedere că ești născut în decembrie, ce poate fi mai frumos, și că ești un adevărat magician, dacă stau să mă gândesc cum ai reușit să străbați Bucureștiul cu o viteză extraordinară. Nu le spunem, nu le spunem, doar după aceea cum ți-a ieșit povestea asta. Am o primă întrebare, așa, ca să le deschidem pofta să se uite la toate filmele astea minunate, să le vadă de acasă.
Când erai copil, în ajun de sărbători, era vreo comedie care te tenta în mod special, așa, în măsura în care se putea, că știm că mai se dădea ceva Stan și Bran, așa. Da, asta așteptam. Da, exact. Stan și Bran, știam că vin sărbătorile și o să vedem la televizor cei care aveam televizor, exact, sau dacă nu ne strângeam cu toții în casa în care exista televizor, să vedem Stan și Bran și Chaplin. Și din când în când ne mai dădeau și desene animate, și iar dacă prindeam și un Disney, era extraordinar. Da, m-am născut într-o lună a bucuriei. Exact. Da, a sărbătorii nașterii pruncului, și atunci cred că și meseria mea a fost mai mult o comedie din tot ce am jucat și Da, cred că ai adus foarte multe zâmbete în toată perioada asta și chiar și în perioade foarte complicate. Fără zâmbe nu se poate trăi și nu există viață și mi s-a spus de la început că sunt un ingenu comic și atunci am păstrat comedia în mine. Într-adevăr, îmi place mult să fac comedie. Am și jucat destul de mult, multe comedii, dar am și avut șansa să fiu distribuit în comedii de mari regizori ai teatrului și ai filmului. Din trei filmele pe care urmează să le prezentăm aici, e vreunul care în mod special te tentează, oare? Sau, în general, din ce țară ai vrea să vezi o comedie? Ia să vedem dacă a găsit Enea din țara aia. Îl prindem acum. Cred că mi-ar plăcea să văd, sau simt foarte mult la umorul englezesc. Uh-huh. Țin foarte mult la sensibilitatea moldovenilor. Mm-hmm. Noștri. Avem, așa. Englezez mai spre Irlanda, dar așa, da, tot acolo. Irland, și mai care, bine. Care este mai un bine. Umor negru, cum îi zic eu, umor verde, așa. Da, și mai bine, da. E un umor de iarbă verde. Și dacă întâmplător se află și o comedie românească, este extraordinar. Cu atât mai mult că este chiar Berliner, deci o să ne regăsim cu toții acolo și mai ales o parte dintre cei care sunt ceva mai sus, între luni. Mulțumim mult și de-abia așteptăm după aceea să ne spui care a fost preferatul tău. El este Viorel German. Domnul Mocanu e unul dintre candidații la Parlamentul Europei aici, la Bihor. De ce să mereți-vă la hotelul? Noi am făcut armata împreună la Brașov. Popor european, prin excelență, poporul român, au fost din vremuri imemorabile parte integrată a vechiului continent. Alegătorii noștri trebuie să decidă pe cine vor trimite în Parlamentul European. Nu se spune fața lui Tatăl! Nu se spune fața lui Asta este viața mea. Ai înțeles? Nu e nicio nebunie aici. Mă bucur teribil de tare că avem Berlinerul printre cele 10 filme de anul ăsta, pentru că e o comedie cât se poate de sofisticată și aș fi vrut înainte de toate să spui de ce e puțin altfel decât toate celelalte comedii care vin de pe tot globul ăsta sau, dimpotrivă, se vor regăsi toți ceilalți în comedia asta. Adică oriunde îi prezenta filmul s-ar putea regăsi și ei. Berliner e o comedie care e diferită probabil pentru că nu-și dorește să fie o comedie de gen cu așa, cu orice preț. Cu bătăi cu frișcă. Da. Exact. Deși se merge într-o cofetărie. Exact, deși avem o cofetărie. Așa. Comicul vine mai mult din observarea oamenilor în situații astea intime, în momente de oarecum neimportante,
dar care devin comice deoarece oamenii sunt observați pentru o perioadă puțin mai lungă pe ecran decât ești obișnuit. De obicei, montajul în film îți impune un fel de narațiune în care gagul e construit prin montaj, prin un gag fizic sau o replică. În Berliner, comicul nu vine așa, el vine după un timp în care tu stai și te uiți la niște oameni care aparent nu fac nimic, dar stând mai mult și observându-i, ceva devine comic. Și asta e în viață, adică dacă stăm și ne uităm la oameni în viața de zi cu zi, până la urmă ceva comic se va întâmpla cu ei. Se vor scărpina la ureche sau vor, eu știu, vor adormi în Parlament. Deci așa e construit. Eu nu am dorit să fac o comedie cu orice preț, cum ziceam, dar filmul e o comedie, poate fi e o comedie politică, zicem noi. Da, o comedie politică. Exact, da. Asta mi se pare. Și asta e iarăși important. Că, după păcate, politica e o comedie cel mai adesea. Este, așa, da, și în realitate, dar da. Asta a fost oarecum miza și provocarea noastră, noastră când am început să scriem împreună cu Gabriela Andronache. Când am început să scriem, am zis, ar fi foarte interesant, haios, să facem un film despre o campanie electorală într-un oraș mic. Pur și simplu asta ne-am dorit, să facem, să arătăm cum se desfășoară o campanie electorală undeva departe de București, departe de și de unde sunt toate camerele de exact, la vedere și studio, da, TV, da, da, unde exact. Vezi pe politicieni. Să hai să vedem politicianul pe teren undeva pierdut într-un orășel din ăsta de provincie și natural pentru mine a fost să duc politicianul ăsta într-un loc în care am mai filmat, în orașul meu natal, în Salonta. Salonta știm, care este vasluiul tău, știu. Alăpărul voie vasluiul, așa îmi place întotdeauna să fac. Da. Da, nu, mie mi se pare foarte ingenios așa. Așa că și că eu sunt o mare admiratoare și a lui Morgan, adică am fost din stat și chiar mi se pare interesant că e Morgan și Berliner, așa ca sunet. Într-un fel, cele două filme sunt legate între ele, Morganul și Berliner, și poate să devină un fel de trilogie a Salontei, să zic așa, orașului. Așa, o aștept. Pentru așa, că și al treilea, da. Intenția e să mai fac încă un film ca să devină o trilogie, tot în Salonta, tot despre un cetățean, oareșcum anonim, pe care nu-l observi, un anti-erou, cum e și în Morgan, cum e și în Berliner, un cetățean în tranziția asta nesfârșită, care trece printr-o situație în asta spectaculoasă, să zicem, sau cel puțin neașteptată. În Berliner e această întâlnire a cetățeanului cu politicianul, pe care îl primește de-a dreptul în casa lui. Absolut. Nu prin ecranul televizorului, cum îi primim cel mai adesea la noi în casă, la noi în sufragerie, ci în 3D, ca să zic așa. Mai mult decât 3D, la propriu, acest politician va poposi în casa acestor localnici, cetățeni obișnuiți dintr-un orășel de provincie și va trăi cu ei pentru un timp. Cred că asta ar fi un exercițiu bun pentru mulți politicieni, să încerce să trăiască cum trăiesc românii pentru câteva zile, să vadă cum e. Cred că mulți dintre ei nu mai știu. Cred că și pentru gazde e interesant ce faceți dacă vă treziți cu un politician în la casă. Poartă. Cum reacționați? Exact. Și pentru că e foarte ingenios. Evident, această întâlnire care are și ceva romantic în ea, să zicem așa, are ceva neașteptat. Să nu credeți că ne-a zis el că e o chestie intimă, să nu credeți că trebuie văzut după miezul nopții. Nu. Așa, bun, ok. Da. E un mod de a face film și comedie care nu e de azi de ieri. Aceste întâlniri între două personaje din lumi diferite de obicei duce la ceva comic. Sunt nenumărate exemple în istoria cinematografiei de filme de genul ăsta, de la noi sau de pretutindeni. Deci, ei au folosit o structură oarecum clasică, o întâlnire între două personaje din lumi total diferite. Cetățean. Un schelet clasic, dar pe care l-ai îmbrăcat foarte frumos. Da. Asta e ideea. Bun, deci cred că e de ajuns ca să îndemnăm să-l vadă neapărat, chiar dacă au de ales din 10, dar eu zic să le vadă pe toate 10 și de la sfârșit mai discutăm despre ele. Îți mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc!
mașina. Dacă gana la mine mașina. Dacă gana la mine mașina. Dacă gana la mine mașina. I see someone. What do you see? Cody! Stop him! Stop him! Stay in the car. No. She can't get in. No, hey, Hank. You gonna get naked on the first day? Maybe. Maybe I'll just ease into it, you know? People are a lot more relaxed and friendly when they don't have clothes on. Looks like she's on the warpath. And you're taking Miss Hedda to a new beach. Oh, God, no. White girl's gonna go crazy. Is it why you want to see me naked? No. I mean... Yeah? I mean, I heard you guys are going down south to that nudie beach. Sounds like fun. So darn cute. I told you 100 times, I don't want you having no sexy feelings in my truck. Now go. Go. But don't be surprised when I'm not here when you get back. Maybe I'll find my own nude beach. Rez, everyone knows what you're thinking before you even think it. Creator! Guys, they're getting away. Hey, here I come, clouds. So, first of all, thank you so much for being here. You are representing Canada, and we have a very special film, Indian Road Trip. It's absolutely, we can call it for us Romanian an exotic film, because we know not very much about what's happening on that side of Canada. Jan, cheers. You have a name of Jan Fleming, so I said we have our own James Bond. And I'm really glad that you have the symbol of Canada on your coat and so on. And thank you so much for helping us to have this film in our selection this year. And how would you make people watch your film? Bună ziua! Oh, wow! Mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere! You're welcome! Este o onoare și o bucurie pentru mine să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. But I better continue in English because otherwise we'll be here. We are quite impressed anyhow, believe me. Yes. But we are delighted to be part of this, partners with this film festival. For this movie, I really enjoyed Indian Road Trip. Mm-hmm. There's a lot of things it says about Canada. I think perhaps it could be seen with eyes from abroad in a different way than I would from look inside. At it. Yeah, from as a Canadian. Mm-hmm. But maybe the first thing I'd mention is just in Canada, we are a bilingual country. We speak French and English. But of course, before the European settlers came, there were the First Nations, native people of Canada. And so this film, Indian Road Trip, is a great. I mean, it's a comedy. It's I think it's a fun film to watch, but it also gives some insight into that Indigenous culture a little bit. And I think it's nice that because it's a comedy, they can do whatever they want. Yeah, they can look at look at things in a they different are free way. To, exactly. To, yeah. The other thing I meant to just say, my very first job. I grew up on the other side of Canada, so about 6,000 kilometers away from British Columbia, where this film was made. My first job
as a student, was at a cinema in my small hometown. Wow! And I was serving popcorn, and one of the great things was I got to see some of the films. Films, for free. And several times. Which was lots of fun. So it's a delight to be here with you today and talk about this film. I guess the other thing about this film is it's a road trip. And, you know, as a diplomat, one of the great things about my career is that I get to visit other countries and live in other countries and see other cultures. And when you think of a road trip, that's kind of what you do. You're getting away from your daily routine, what you normally do, and you're discovering something else. You're going on an adventure. You're seeing something new. And that's sort of what this movie's about. I grew up in a small town. And sometimes you get the feeling that everyone does know what everyone else is doing. You feel like you're in a fishbowl. People, you know, everyone knows everyone. And I kind of felt as well when I was young, I want to go to the big city. I want to get out. I want to see some new things. And so this is you've seen the world. In the well, exactly. Yes, yes. But this is a story about a road trip. Yeah. And of course, when you go on a road trip, you discover new things about what's going on outside, but also, I think, often about yourself. And everything is possible. And indeed. It's a film with many prizes. It worked quite well in Canada. It's something new even for you, for Canada, I mean, because we know quite well what the kind of films you are usually making in co-production, usually with the Americans or the Mexicans, or even with the European, because we have Lemonade, a Romanian Canadian film, for example, that got to Berlin Festival with Mungiu's production house two years ago. So I was quite curious, was it shown also on in cinema halls, in movie halls in Canada, or just on TV? Yeah, that's a good question. I'm sorry, I don't know the answer. Okay. But I would say in general about the film business in Canada, there are, as you say, it's tough to compete with Hollywood. They have a big budgets. And, you know, we do speak in terms of the English language films in Canada, we're trying to compete with Hollywood, which is not easy. Vancouver is trying to do it with LA. Yes. And there are a lot of films made in Canada. And there is also Alberta in the end. There is also Canada in the end, because I'm always watching the final credits. So yes, I know quite but well. I think. The Quebecois film industry, the French language, tends to be more commercially successful than the English language film industry in Canada, because if you're growing up in a French environment, there tend to be more tend to go to French films, French Canadian films, more than English Canadians do. So it is a challenge, but I think it's also an opportunity. Your cousin, the French, invented cinema. So. So let's go on the Indian road trip. Excellent. Hi, I'm A.W. Hopkins, and I'm the writer-director of Indian Road Trip. I'm thrilled that you're taking the time out of your busy lives to watch the film. The film is a reflection of my early life living on an Indian reserve here in Western Canada. Some of the situations in the film actually took place, and many of the characters are based on people that I've known and loved. I set out to capture the friendship, the humor, and the sense of community that I grew up with, and I hope you relate to it and enjoy watching. Thank you! Mirel Talos. Mă bucur că te-ai întors la festivalul nostru de umor și astăzi vreau în mod special să discutăm strict despre noțiunea de umor. Cum ți se pare? Umorul local aici. Cred că suntem un popor cu simțul umorului. Asta s-a văzut de-a lungul timpului atât în operele noastre literare, s-a văzut în viața de zi cu zi. Avem capacitatea de a genera umor.
Pentru că există anumite metehne ale fiecărui popor. Fiecare popor se definește prin niște defecte, mai degrabă decât prin niște calități. Și ale noastre cred că fac foarte bine obiectul umorului. Și aici cred că scriitorii noștri au surprins foarte bine aceste metehne, începând cu secolul XIX, de când avem literatură. Gândește-te la primul roman românesc al lui Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi, nu? Care ironizează, satirizează exact anumite defecte. Cuvântul în sine, ciocoi, rămas, da. E o ironie în sine, e un concept deja ironic. Nu mai vorbim apoi de Caragiale. Și da, toți mari scriitori au ironizat, chiar dacă nu neapărat într-o comedie, anumite defecte ale noastre ca popor. Deci, cred că umorul se simte bine în sânul nostru al românilor. Cred că suntem amândoi de acord că umorul e într-o retragere treptată din viața publică, că dispare încet, încet. Iată, te-ai gândit, de exemplu, că a dispărut caricatura. Da. Unde mai vezi caricatură? Foarte nu mai puțin, există caricatură. Pătrășcan mai face. Îți mărturisesc că eu am scris o comedie care se numește Comisia de Anchetă. Se montează la Chișinău, la Teatrul Satiricus, și subiectul este acesta. Parlamentul găzduiește o expoziție de caricatură. Un grup de parlamentari le cer caricaturiștilor să le facă niște portrete. Ei așteaptă portrete în genul Napoleon, Voltaire, Bălcescu, Cogălnicianu. Iar ei le fac niște caricaturi. Ei, parlamentarii sunt atât de supărați încât fac o comisie de anchetă și îi condamnă pe caricaturiști pentru trădarea statului. Este o comedie care tratează lipsa umorului în viața publică și, de fapt, condamnarea umorului, condamnarea la dispariție a umorului. Ei, din noi, viața de exemplu, publică. Nu mai avem un Divertis în momentul ăsta. Da. Adică genul nici ăla. Măcar. Exact. Nici da. Măcar. Da, da, da. Care mergea o privire asta, comică asupra realității. Comic. Și care, de fapt, era o prelungire de pe vremea lui Tănase. Constantin Tănase, nu, care făcea ceea ce se chema un cabaret politic și pe care francezii, de exemplu, l-au în continuare. La noi, nu. Inclusiv francezii când au făcut Le Guignol, nu, care făceau niște păpuși așa, de genul Mapesilor, dacă vei, dar numai pe personaje politice sau personaje care aveau tangențe cu politicul, au dispărut complet. Eu sper ca în urma discuției dintre noi tocmai să le dăm ideea, așa, pentru că e pe sfârșit de an, începe 2022 și poate că tocmai au o vacanță după ce văd filmele noastre și ne ascultă și mai reflectează, pentru că eu cred că lumea funcționează foarte bine pe așa ceva. Adică nu e suficient doar să ai să ai o stare a nației, unde într-adevăr, dar e o chestie mult pe alocuri mult prea serioasă sau chiar și ce a încercat din nou puțin cu angajant. Puțin prea angajant. Exact, da. Sau cum a reluat acum Florin Călinescu, care e departe de chestiunea zilei, când făcea inclusiv sketchurile Chestiunea zilei erau excepționale. Da. Acum, problema e că și unul și altul din cei doi pe care i-am menționat par foarte angajați. Cred că un actor care face comedie și parodiază viața publică trebuie să fie zero angajat, în așa fel încât să fie complet credibil. Dacă el are opinii politice pe care opinia publică le știe, le cunoaște, nu mai e umorul nud și credibil. Și plus că e doar pe moment, adică e o chestie care s-a întâmplat azi și care dacă o mai pui mâine nu mai are nicio valoare, că deja a trecut, oricum. Dar iată, Caragiale este eten valabil. După atâția ani, te-ai gândit că e eten valabil? Din păcate, asta știi ce arată? Că metehnele noastre ca nație au rămas constante. Da. E o constantă. Și de aia poate fi și montat de atâtea ori și a putut fi și ecranizat. Și acolo au fost diverse probleme după primele ecranizări, tot așa cum au venit comuniștii, primul lucru au încercat să oprească ecranizările, inclusiv cea lui Jean Georgescu, pe care un timp s-au făcut că au uitat-o, s-a făcut după aia centenarul Caragiale și i-au dat drumul, dar cu niște modificări. Legionarii, după cum știi, l-au interzis complet pe Caragiale. Exact. Îl urau pe Caragiale tocmai pentru că ironiza niște defecte pe care le avem. Da, nu le poate contesta nimeni. Faptul că nu, da, dacă le-am și nu fac obiectul. Știi, psihanalistul ar zice, dacă le și recunoaștem, deja ne-ar fi ceva mai bine. Da. Probabil că am funcționat ceva mai bine pe parcursul. Deci, în contextul în care umorul e așa, într-un regres în viața publică, cred că e binevenit festivalul de umor. Absolut. Sper
că le-am dat niște sugestii, puneți-vă pe scris, și scenarii și piese de teatru și, de ce nu, sketch-uri, dar și caricaturi, filme, așa, și filme și de-abia aștept să văd și eu piesă. Hai că mă duc până... Nu, te invit eu. Mă duc până în Basarabia să văd cu drag, pentru că îl știu bine pe directorul teatrului și cred că ajung. A făcut o montare excepțională. Extraordinar. Așa este. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Hi Romania, here Mariel Garcia Spooner, director of the Panamanian Colombian film Something Blue, and I'm so happy to share my work with you here in the Bucharest Best Comedy Film Festival. Something Blue is a romantic comedy about love and marriage, and also is a reflection about decisions we have to take in our life. So I hope you really enjoy the film and travel with us to our little country where we shoot this movie, Panama. Thank you so much. Necesito que nos casemos hoy. Mi barrita energética, ¿cómo hoy? Pero ya yo tengo un plan. ¿Qué plan? Eso es una historia muy, muy larga que después te voy a contar. ¿Dónde está el novio? Quiero vomitar. No, en mi cargo de trabajo no puedes vomitar. ¡Cállate! Robaron mi vestido de novia. Ese vestido costó más de 20 mil dólares. Las redes sociales explotan con hashtag novia ladrona. ¿Y ese quién es? Ese es el exnovio de Ana. ¡Ey! ¿De verdad te quieres casar así? ¿Y tú de repente por qué te importa si yo me voy a casar o no? Porque te quiero. Yo misma me voy a encargar de que cierren el hotel. Usted sabe que hay cámaras en todo el hotel, ¿no? A estas alturas yo me quiero casar como sea. Sunt foarte fericită pentru că de data asta ți-au eu ție un interviu, de atâtea ori mi-ai luat tu mie. În al doilea rând că a fost o primă întâlnire când erai dincolo de micul ecran și nu-mi imaginam că o să fim pe două fotolii atât de apropiate, chiar cu distanța permisă în momentul de față. Și pentru că atâta vreme ai fost ceea ce se chema cu un termen foarte frumos, crainică de televiziune. Deci era întotdeauna în capul meu crainic, a conotat, vine tot de la o rădăcină de crăiasă, adică pentru mine era așa o chestie. Și chiar mă gândeam, doamne, ce bine că îi lasă să spună totuși crainică, în capul meu înseamnă o crăiasă, deci ne-a venit o zână să ne spună ce urmează. Așa când erai, încât, când exact, erai mică. Da, mă rog, asta e. Nu eram foarte mică. Diferența între noi nu e așa de mare. Și, dar era fascinant, știi, și mi-aduc aminte când ne-am întâlnit prima dată în studiouri la televiziune. Și eram și mai emoționată decât astăzi. Nu știu cum se putea, dar eram. Și drept care am zis așa, pentru gala noastră de deschidere, să ne întoarce puțin în timp și să faci o scurtă prezentare așa a telespectatorilor ca să-i invit să vadă filmul. Că eu sunt convinsă că filmele pe care le prezentai tu, spuneai acum urmează, o să-mi spui așa care era construcția un pic, lumea se uita mai cu drag cu ele pentru că sperau ca în filmul ăla să fie măcar o actriță la fel de frumoasă. Deci, la asta nu m-am gândit niciodată. Eu spun cum gândește spectatorul, adică cum am gândit, Doamne, eu. Telespectator. Eu sunt un telespectator în continuare foarte fidel. Eu... Mi-ai spus și săptămâna trecută că o să mă întrebi cum mă documentam. Exact. Și de săptămâna trecută până acum am tot gândit, Doamne, cum îi răspund eu Irinei la întrebarea asta? Pentru că nu prea mai mi-aduc aminte, deși știu precis că mă țineam la propriu după colegii de la film, pentru că ei aveau dicționare, aveau enciclopedii, mai ei aveau totuși surse de era informare. Era Michi Munteanu care avea întotdeauna, sigur, avea, era un, sigur un că da. Guide, da. Sigur, da. Deci, unul mai mult decât celebru, pe care mai târziu l-am descoperit. Nu-i așa? Exact. Nu-i așa? Da, 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 care luase pentru Vornicu și le pregătea de fiecare dată. Da, trebuia să faci un mare efort și să te ții după acești
oameni care tot timpul circulau pe culoare sau ce aminte cu beta în brațe. Deci... Care erau niște casete foarte mari și grele. Și grele. Și se striga tot timpul, liftul, care venea la fel de greu pe cât vine acum un taxi sau un Uber. Da. Bietul om numai de tine nu avea chef când tu, pe te rog frumos, dăm ceva, dăm ceva. Fie diseară, e mâine, dăm, da, îți dau bine, vino la 4, vino la 5 să termin. La etajul 9 unde erau filmele. La 9, da, exact. Și noi eram la 1. Eram în al 9-lea cer la filme. Da. Voi erați, da, la etajul 9. Noi eram la 1. De la 1 la 9 am făcut nenumărate drumuri pentru a afla ceva despre filmul. Era Leonard Maltin, era autorul videoguide-ului de atunci și care era formidabil pentru noi toți, pentru că nu aveam acces. Deci, asta exista netul. A fost sursa. Ca să ne lămurim. Da. Net. Asta era sursa. Clar, alta nu era. Uh-huh. Păi nu era altă sursă exact, de informare. Da, da. Comediile de altă dată, vrei să vorbim despre râsul cu lacrimi, care a dispărut? În loc să râdem cu lacrimi la comediile de astăzi, surâdem. Un surâs a înlocuit râsul de altă dată. Acest surâs, nu? Care, e mai subtil într-un fel, dar care nu merge până la râs. Nu merge până la râs. Și el se datorează, cel puțin în primele două filme, care îmi vin în minte, pentru că mi-au plăcut foarte mult. Ia să vedem ce recomandă. Filmul Indian. Nu că le recomandă pe toate, spun de pe acum. Și Swan Song. Song, yes. Da. Așa. Deci filmul Indian și... Adică un cântec de lebădă. Și cântecul de lebădă. Exact. Acestea două. Și cel indian din India. Din India? Cel indian din India, care e cu cocoșul. Niște cineaști. Vezi, ai luat două păsări, ai luat o lebădă, mă rog, cântecul de lebădă și un cocoș. Da. Cocoșul în filmul indian, care este delicios. Evident că nu o să povestim filmul, să facem o asemenea gafă. Delicious și la propriu și la figurat. Absolut. Să vedem. Da. Dar știi ce e minunat? E privirea tandră a cineastului și într-un caz și în celălalt. Realitățile fiind total diferite, nu numai că sunt diferite, de pe alte continente, de pe cel american, nord-american și de pe cel asiatic. Deci, deși vorbim de două realități care n-au absolut nimic în comun, privirea tandră și acceptarea personajelor a propriei condiții, că atât cei doi bătrâni indieni, cât și celebrul hair stylist, care își cântă cântecul de lebădă. Și care e și el spre un final de carieră. Absolut, era chiar post-final. Uh-huh. Atât personajele acelea, cât și el își acceptă condiția. Nu sunt revoltați. Nu. Și lucrul ăsta înduioșează. Și că poate o să ne și facă ceva mai tandri și mai toleranți. Că tot începem pe 3 decembrie, deci în plină lună, mult așteptată, pentru că i-am scris și lui Sfântul Nicolae și lui Moș Crăciun și până în alta au venit așa în avans cu comediile astea și mai ales ni te-au adus pe tine, Delia, și îți mulțumim tare mult că ești aici. Gata, la film cu voi! Sunt flatată, mulțumesc și eu! Hi, this is Avila Shetty, director of the film Kolintar. I'm super excited that our film is getting screened at Bucharest Best Comedy Film Festival in Romania. Kolintar, which means chicken curry, is a light-hearted comedy film about finding the missing rooster. And it's a very local film with a global theme. And I hope the audience of the Romania will like our film. And many congratulations to all filmmakers who are all nominated. And best wishes to the festival team for this edition. Thank you. Cheers. ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹಿಡುದು ಅದೇ ಬೆಳಿ ಹುಂಜ ಬೆಳಿ ಹುಂಜ ಮರಯ್ಯ ಇಡಿ ಮಂಜ ಇಡಿ ಮಂಜ ಇಡಿ 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 ಇಡಿ
Vezi? Și eu pot să râd. E adevărat, nu la fel de inspirat ca tine, dar eu cred că de-aia și râsul tău, Șerban Puiu, a nu se confunda cu Cristi Puiu. Râsul cred că a fost tot așa o chestie de fapt predestinată pentru întreaga carieră. Dar deocamdată, înainte să vorbim despre ce faci în viața de zi cu zi, o să vorbim puțin despre festivalul ăsta, Bucharest Best Comedy Film Festival. Vezi că îmi trebuie prompter ca să... Așa? Că n-avem suflări aici, știi? Că la teatru probabil că am fi... Apropo, aveți suflări la... Nu. Nu? Nu, nu, la noi nu. La Teatru Elisabeta n-au suflări. Nu. Deci, vedeți? Nu, chiar nu, nu mai avem suflări. Da. Mai sunt momente când actorii, mai ales doamnele, care sunt mai riguroase, își suflă între ei, da. Mă rog, așa se cheamă, riguroase? Bine, ok. Așa, bine, ok, adică... Păi, uita rolul, stai că-ți spun eu ce urmă. Da, le mai zice. Așa, așa, se cheamă riguros ca să știm și noi niște sinonime pentru limba asta. Bun, da. Pentru că ai văzut o parte dintre filme, ce ai recomanda până una alta? Păi aș recomanda filmul irlandez. Uh-huh. Ai fost în Irlanda? Nu, am fost în Scoția, nu, în Irlanda n-am ajuns. Mă rog, eu ți-am zis tot ce știu. Așa. Adică, pe principiu, ai fost în... În Oltenia zice, nu, am fost doar în Ardeal. Da. Așa, bun, așa? Da, sunt diferite. Da, ok, e o întreagă literatură despre diferența între irlandez, scoțien și englez. E o întreagă... Da. În general recomand, nu pot să spun că recomand un film pe ideea să nu se uite lumea la celelalte. A, nu. Sunt filme, ce e foarte interesant este că sunt filme de comedie contemporane. Și în general, apreciind... Bine, cultura în general, dar noi vorbim acum de comedie. Subiectele despre care oamenii râd arată nivelul cultural și de civilizație la acel moment. Și al publicului. Și al publicului. Aici am eu mai multe discuții, pentru că de multe ori se spune că, mai ales televiziunile folosesc asta, domnule, noi facem pentru că asta cere publicul. Îți spun un secret din profesia mea, un secret pe care l-am descoperit eu, alți colegi poate să nu-l împărtășească, publicul cere ce-i dai. Exact, corect. Ca dovadă că în momentul când pui și astăzi comediile din vremea comunismului, care teoretic ar trebui să fie dezavuate azi, nu? Ratingul este imens. Nu? Mult mai mare, nu vreau să te supăr, decât multe filme contemporane de azi, adică decât toate. Păi nu pe mine mă sper, pe colegii tăi și super, ca să deci, zic, eu când le fac, pui, eu le comentez. Când pui emisiunea de televiziune a lui Bocăneț, ratingul este sus cu Toma Caragiu, cu Dan Rădulescu și nu mai spun toată pleia. Păi da, e o deci, poveste public... întreagă, da, da. Și care e de fapt e școala franțuzească, știm foarte bine, era Averti acolo, da, de acolo. Da, știu, n-a inspirat. Întotdeauna să spui tu că noi nu suntem originali. Mă rog. Nu, dar în sensul că aveai și de unde să înveți. Aveai de unde să înveți. Acum, dacă te uiți la celelalte televiziuni, nu e foarte mare diferența. Adică dacă te uiți la cele franțuzești sau italienești, când mă refer strict la ceea ce se cheamă emisiuni de masă sau pentru masă. Da, e adevărat. Orez, cum zicea mama mea. Da, așa. Se caută tot felul de direcții, să încearcă inovare, inovație și așa mai departe. După părerea mea, nu se reușește nici în televiziune, nici în film. A revenim la chestia asta. Publicul sărac nu are nicio vină. Publicul este stăpânul nostru, dar el primește ce-i dai. Sigur că de tine depinde cât cobori sau cât urci nivelul. Desigur că sub un anumit nivel sper că publicul nu primește și peste un anumit nivel nici nu e bine să-i dai, că până la urmă publicul este o masă care nu-i deloc omogenă, că de-aia e public. Da. Și trebuie să, asta am învățat de la Liviu Ciulei, spunea la spectacolele mele, trebuie să înțeleagă și academicianul, dar și Grivei. Exact. Pentru fiecare, asta e cu adevărat un spectacol bun. Deși pe vremea aia, de multe ori, Grivei avea un IQ mai mare decât academiciana, ca să zic așa. E, da, de na. Da, decât academiciana, da. Păi da, nu? Am înțeles, da. Da, așa. Deci, e interesant de văzut, nu numai din perspectiva unui spectator obișnuit, dar și ca un evaluator de cultură trebuie să te uiți, că vezi temele despre care se râde. E foarte interesant să vezi ce tip de actori sunt distribuiți, ce tip de scenariu este aici scris. Aici e foarte special pentru că actorul din rolul principal, el este actor de Shakespeare. Acum, știi că noi când spunem Shakespeare, avem impresia că Shakespeare a scris numai drame, ceea ce, adică nu noi personal care îl știm, ci în general, așa e ideea, știi, ceea ce
n-a scris numai Hamlet. Și chiar și în Hamlet, dacă te străduiești, îți dai seama. Bineînțeles. Hamlet, în primul rând, e o piesă polițistă. Sigur, e o piesă polițistă care are și momente de comedie, are momente de duel. Are exact, da, 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 toate. Așa. Bun, deci asta ar fi... Da, da, le recomand, în primul rând, ca spectator curat, să se uite la niște comedii și cred că e și momentul să o facem, că e foarte multă tristețe sau cel puțin îi se induce multă tristețe, dar și ca specialist evaluator în cultură să-ți dai seama așa cam încotro merge despre ce râdem, ce credem că e umorul, cum definim umorul noi astăzi, ce tip de actori sunt doriți, ce tip de subiecte, cum folosim mijloacele comice astăzi și pentru ce, unde s-ar duce, foarte interesant. Și în ce măsură râdem de ceea ce ar fi dorit ei să râdem? Da, da, da. Așa încât haideți, la comedy cu voi! Da. Hallå, Sune! Var du så glad ut? Ja, jag ska träffa min flickvän. Så du är slut? Det här funkar inte längre. Detta är tant Huldas hus som jag har ärvt nu. Har du fått reda på hur mycket det är värt? 27 miljoner. 27? Nej, jag bara skämtar. Va? Det var faktiskt den här midsommaren i Mysult som vi blev tillsammans. Du måste bli ihop med Sofien som mamma och pappa. Uppdrag midsommar. Men hur då? Vet inte jag. Jag är bara ett barn. Just midsommarhelgen, det är då som flest par väljer att skilja sig. Har ju förändrats en hel del sen vi var här sist. Det firas inte midsommar i Mysult längre. Vi kan inte berätta någonting, okej? Okay, de är alldeles för peppade. Jag ska göra allt jag kan för att jag och Sofie kommer bli tillsammans igen. I promise. I 99 fall av 100 får killen tjejen genom att överraska henne på ett romantiskt sätt. Tjejen uppskattar om du ansträngt dig. Allvarligt. Alltså jag orkar inte. Vad gör ni? Plocka blommor för midsommar. Det var fint. Yay! Jag hatar att se dem så här glada. Tänk att vi fick upp midsommarstången till slut. Eller inte. Aj! Vad gör du? De går ju sönder. Bucharest, Best Comedy Film Festival, întotdeauna mă uit acolo, că deși e a treia ediție, ca să nu mă încurc, așa cum ni s-a întâmplat unora chiar la Spider, acolo, nu la Omul Păianjen, ci la afiș, nu ție, da. Categoric. Așa, mulțumesc foarte mult, că oricum ai citit pentru mine să nu mă încurc în limba engleză. Da, pentru că vezi, au ținut cu tine, te-au așezat de așa natură ca să fie în raza ta vizuală, cu mine nu, vezi, așa. Și ochiul soacrei nu funcționează, nici măcar la un festival de comedie, așa încât în seara asta avem gala. Nu ești pe scenă la Ateneu, dar ești tot pe scenă. Ai jucat vreodată aici? La Arcob? Aici nu, dar mi-aș dori. Încă nu, păi da. Vezi, asta este. Știi, să spun către cameră, aici nu am jucat încă, dar aș dori. Așa. Wishful thinking, știi cum e? Spune ce-ți dorești și o să ți se îndeplinească. Cum i-ai îndemnat să se uite la televizor? De ce? La televizor pentru că asta este soluția momentului. Ei, mai merge 30% și da. Așa, dar acolo putem să fim ceva mai numeroși. E o perioadă, acum nu lansez în turism, e o perioadă în care televizorul a furat din publicul de cinematograf. Dar ne-a fost cel mai bun prieten, dar, adică nu ne-a abandonat la greu, aș zice. Așa și să-i fim recunoscători. Așa zic, da. Da, e o modalitate de a vedea poate mai multe filme. Nu știu dacă ai vreme să te duci la cinematograf în timpul unui festival, de foarte multe ori. Vorbesc de cei care sunt cinefili, dar care muncesc să-și poată întreține pasiunea față de și film. Și mai ales că se întâmplă la început de decembrie, când toată lumea se concentrează pe sărbători și cel mult ies așa la niște cumpărături și mai puțin da, e, la e spectacole. O altă formă de sărbătoare. Exact. Da, orice întâlnire cu artă de valoare e, și cu atât mai mult în luna decembrie e o sărbătoare, mi se pare una dintre ocaziile de a fi
aproape interbelici. Aha. Și spun asta ca un compliment pentru perioada respectivă, când eram la curent și contemporan cu tot ceea ce se întâmpla de valoare și la vârf în întreaga lume, de la arhitectură, la teatru, cinematograf și literatură. Da, contactul cu valoarea autentică face bine, cred, și spectatorilor și specialiștilor și celor care lucrează în domeniu, ca să nu spun artiștilor, că artiști pe lumea asta au fost mai puțini și dacă toți suntem artiști, ce a mai fost Michelangelo? Cred că e bine pentru toată lumea, cu atât mai mult cu cât valoarea asta este într-o formă de expresie agreabilă oricând comedia. Dacă nu suntem dispuși în fiecare clipă să ne uităm la o dramă, la o tragedie, la comedie cred că avem aproape în orice secundă a vieții noastre dorința de a fi părtași. Așa că e clar. Ne apucăm să le vedem cu zâmbet pe buze, așa ca să ne molipsim de acolo sau să-i molipsim pe ei, să ne facă să zâmbim. Putem să zâmbim de la bun început, pentru că, așa cum e făcută selecția filmelor, zâmbetul se va dezvolta uneori în hohote de râs, alteori rămâne un zâmbet, pentru că el are și unde amare, unde... Și câte o lacrimă, câte o lacrimă din când în când, da, și da, până la urmă, este o metaforă pentru viață, care nu e niciodată unilateral. Nu există comedie pură, dramă pură, tragedie pură. Și cum e cu Bucharest, e și cu multă bucurie. Da. Îți mulțumim. Și eu mulțumesc. Good evening, I'm Mr. Pat and I'm back. Lunch will be served in 5 minutes. Our special item of the day, fruit cocktail. Scott, you always had beautiful hair. Beautiful. Patrick Pitzenbarger. It's been years. I'm retired. Rita Parker Sloan passed away. Rita specified that you do her hair and makeup for the funeral. The will makes a provision for services rendered. My client demand high quality beauty products. What you looking for? Perfect powder bleach and Vivante. Baby, that smack don't stick to nappy heads. Oh my God, Pat, is it you? You look so athletic. I'm surprised you still remember me. Who could forget the Liberace of Sandusky? I supposed to make a dead bitch look human. Was she a handful? Oh, a demanding Republican monster. Sounds like a nightmare. I adored her. Holy hell, Pat. You're still alive? I used to perform here. Must have been before my time. This place was family. Girl, you taught me everything I never wanted to know. Even though I never really knew you, I want you to know you changed my life. Well, ain't you just the sweetest thing? Take me. Slay, girl! Alexandra Belniciuc, astă seară ne uităm împreună la televizor, nu? Cam așa o să fie pe Comediest. Ți-ai ales vreunul dintre titluri așa care te-a tentat în mod special din cele 10, așa după titlu, deocamdată? Nu, și nici nu-mi place să fac tipul ăsta de categorisiri, pentru așa? Că de foarte multe ori e înșelător. Mi se întâmplă, exact, să constat că de fapt am greșit alegându-mi doar un titlu și atât, așa că îmi voi oferi răgazul de a le urmări și după aia să iau decizia. Aha, și să spui care e cel mai bun dintre ele. Da, da.
Asta cu cel mai bun e foarte relativ, pentru că ele sunt foarte variate. O să fie și oricum complicat. Cel mai bunul meu nu va coincide cu cel mai bunul tău, ceea asta, ce e foarte frumos și la tipul ăsta de artă. Și al nimănui în general, nu numai, știi cum e. Dar dacă se întâmplă să coincidă, știe că atunci când la festivaluri juriu cel mare dă același premiu cu publicul. Aia mi se pare, de fapt, cea mai mare recunoaștere. Da, și înseamnă că și unii și alții au fost pe aceeași lungime de undă și înseamnă că e un mecanism de gândire recognoscibil și la unii și la alții, ceea ce e foarte bine, că e bine să fim așa grupulețe care gândim și simțim la fel. Din când în când și mai ales care zâmbim la fel, că acum suntem cu comedia asta, ne-ar trebui în mod special, zic. Da, cred că avem nevoie să zâmbim în general, nu știu dacă la fel, dar avem nevoie pentru că e un debușeu foarte bun pentru suflet, știi? Să fii permanent împovărat de griji, de nevoi, de greu. Da, știi că așa se spune, că toată lumea merge cu capul în pământ, nimeni nu zâmbește. Da, și în ultima vreme constat chiar și pe stradă că oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși la a zâmbi sau oricum, la a avea umor. Zâmbim doar cu ochii, deci e ceva mai complicat, dar e o tehnică. E o tehnică și asta cu zâmbit cu ea. Ai exersat-o cu oglinda sau? Nu, n-am exersat-o. Eu cred că zâmbesc cu sufletul. Păi da, ăla nu se vede, mă. Ba da, se simte. Se simte? Se simte. Serios? Și dacă mi-aș pune o mască de sus până jos, eu cred că s-ar simți. Mă, da, uite, eu zic să reflectați la ce a spus ea, să reflectați fără oglindă, că avem noi un film în care chiar contează foarte mult ce... reflectează oglinda. Da, te referi la filmul german, exact, nu? Exact, da, pe exact, care l-am exact, văzut. Exact, da. Și care e cu doi puște, unde da. E bine să ne ținem departe de perfecțiune, deși cu cine vorbesc eu despre perfecțiune. În concluzie... Nu vorbești cu cine trebuie. În pofida aparențelor, nu. În concluzie, deci nu ți-ai ales niciunul dintre ele. Vrei să mergi în toată călătoria... cât de des te uiți la televizor în afară de festival? Se întâmplă? Nu merge televizorul la voi în casă sau l-ați surghiunit, ca să folosesc un termen shakespearian? Da, e cam vitregit. Hai să zicem chiar surghiunit, vitregit, așa? Da, nu mă uit des la televizor. La filme mă refer acum, nu mă refer la altceva. Nici la filme, să știi că eu nu sunt un consumator de film. Da, cu riscul de a mă face antipatică. Atunci când mă uit la filme însă, le absorb. Adică... intri cu totul în ele. Da, și de obicei îmi place să mi se recomande filme. Ca să nu-ți pierzi vremea, ceea ce nu-i rău, așa cum vă rog și să-mi recomandați din când în când piese. Da, îmi place să vin după o selecție altora care sunt în mod real consumatori de film. Dar nu sunt genul care să stea toată ziua să vadă filme, nu mă uit la seriale pe telefon, nu sunt genul care să se izoleze cu căștile în urechi și să se retragă într-o altă lume, nu. Nu. Deci înseamnă că o să fie relativ o experiență nouă, cu 10 filme, 10 serie. Va fi o experiență plăcută. Serie, da. Nu va fi un supliciu, asta categoric nu. Asta categoric. Măcar nu o să fie o dramă, nu o să fie o tragedie, ci o să fie, clar. Da. Ne-am și ales festivalul potrivit. Comedie, așa este, așa e, așa e. Da. Ok, ne vedem după proiecții. Așa să fie. C'est ainsi que Juan ne nous dit pas adieu, mais au revoir. Entouré de tous ses proches, et des gens qui l'aiment. Notre adolescence a vraiment été atroce. On va faire ce qu'on aurait dû faire depuis 15 ans, une révolution. Je veux que vous vous rendiez à la réunion des anciens élèves et que vous balanciez mes cendres sur ces sales cons. Je veux que vous filmiez, je veux que vous partagiez. Je veux que le monde sache qu'il faut plus nous faire chier. La réunion, elle est dans 2 semaines. On a quoi, 30 followers à nous 3 réunis? C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui est dans le game, un proche, peut-être même de notre famille. Ah, c'est votre frère. Il fait quoi? C'est une bouse de télé-réalité où ils sont beaux et ils vont au sport. Mais on a qu'à demander à ton frère. Vous avez des looks de merde, vous êtes normaux, vous êtes chiants. On va vous trouver des personnalités d'Instagrammables. Ouais. T'es sûr Vous êtes parfait. Il y a encore des gens qui aiment le cirque ou bien c'est comme le plastique? Apprenez à sortir vos bites sans prévenir. Et vos vies, elles vont changer. C'est pas dans le scénario, ça! Qu'est-ce que vous avez foutu? Fred! C'est une métaphore, bordel. Putain. T'allais vraiment sortir ta bite? C'est une métaphore, Simon.
Bonjour et merci bien pour vous avoir ici en tant qu'invité pour un film qu'on aime beaucoup, Loser Revolution, parce qu'on aime parce que c'est très moderne et c'est très Wallonie-Bruxelles. Mais tout d'abord, je vais vous demander de prononcer votre nom pour ne pas faire des gaffes, si possible. C'est le pluriel de royal, royo. Royo, ah, c'est pas mal, c'est pas ça. C'est pas mal du tout. On a choisi ce film-là et ça a très bien marché en Belgique, c'est ça? Oui, je pense que c'est une production donc à budget assez limité, mais qui a eu un certain retentissement, qui est réalisé par une petite société de production. Je pense que ça a eu un très bon écho dans le public. Oui. Et c'est un peu un film indépendant. Oui, disons, absolument. Enfin, à budget réduit, mais ça fait des vagues. Tout à fait. En fait, il s'agit, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons aussi proposé ce film. C'est le premier film qui a été réalisé suite à un appel à projet pour des productions dites légères, donc à budget plus limité, pour des jeunes réalisateurs, en l'occurrence Thomas Ancora et Grégory Beguin. Et donc, je pense que c'est une belle image que l'on donne à nos jeunes réalisateurs qui peuvent après, bien entendu, se lancer vers des productions peut-être plus ambitieuses par la suite. Mais ça a bien marché pour toutes les générations de spectateurs ? À mon avis, c'est plutôt les jeunes qui auront apprécié le film, bien entendu. Bon, c'est très orienté, on ne va pas dévoiler l'histoire. Non, on ne va pas déconspirer, bien. Ouais. C'est très orienté sur les réseaux sociaux, sur la télé-réalité. Donc, ça touche évidemment un public en général plus jeune. Ça fait partie de notre culture maintenant, de ce genre d'émission. Mais d'autre part, on sait bien qu'y compris la reine d'Angleterre, elle suit les réseaux sociaux, donc... Je ne sais pas si elle a vu le film, mais en tout cas, on va peut-être l'inviter. Oui, c'est pas mal en tant qu'idée. Et il a été lancé en salle aussi Je ne pense pas, non. Et à la télé Justement, en effet, il est sponsorisé par une série de compagnies privées, dont la compagnie nationale, enfin, elle ne l'est plus vraiment, mais de télécommunications. Et donc, sur leur chaîne spécifique, le film sera diffusé prochainement, je pense. Oui, pour avoir un grand sourire pour les fêtes, non ? Oui, tout à fait. Bon, alors, bon film, puisque c'est un bon film. Oui, en tout cas, je souhaite vivement que le public, votre public de ce festival, vraiment très, très intéressant. Je pense que ça tombe vraiment à point nommé. Bon, vous l'avez, c'est la troisième édition, donc c'était déjà avant la période Covid qui ne finit pas de finir. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'humour, de sourire, et donc ça tombe tout à fait à point. Et le fait que l'un de nos films soit dans cette sélection où il y a quand même de nombreux pays, non seulement européens, mais les États-Unis, le Canada, l'Inde. C'est vraiment un honneur pour nous. L'Amérique du Sud. C'est vraiment un honneur pour nous et je me réjouis vraiment de participer à votre événement. Et nous, on vous remercie d'être à côté de nous et j'espère bien rester à côté de nous. Merci. C'est tout ce que je nous souhaite. Hello everyone, my name is Thomas Ancora. I am the writer, the co-director, and I'm playing Henry on the movie Losers Revolution, or as you would call it, Revoluzia, Pier Zatorilor. I hope I did that well, because I've just spent 30 minutes rehearsing alone. It's a movie from Belgium. It was shot in 2019. It was released in movie theaters in 2020. I think it's very Belgian, so we are very excited that it's crossing borders. And also, I guess, curious slash a bit scared to know what other countries are going to think about it. So all your feedbacks are very, very welcome. It's a comedy where we did not hold on the jokes we wanted to make. When we thought that something was funny, we were doing it. We didn't really, you know, censor ourselves, which I really, really like about it. But even if it's a comedy, it obviously talks about deeper subjects and topics. I do believe that comedies should usually use their comic side to actually talk about more important things. So it talks about bullying, obviously, since this is literally, you'll see how the movie starts.
it talks about social media and reality TV and how it impacts us, because I kind of feel like everyone in the world right now is confronted to those two things, and not always for the best. It's about friendship, it's about brotherhood, it's about love. And when I say it's about love, it's also about self-love, I would say, and sometimes what you're about, what you can, people can do to be loved, or at least feel that they're being loved. Most of the leads are men, which was also quite interesting because it was also a good way to explore masculinity in general. And those men will mostly, at the beginning of the film anyway, be the men they think they have to be, and then slowly it will turn into, you know what, fuck this, I want to be who I want to be, and I'm sure I will be loved that way. So it's also about being yourself, and it's about not caring about what other people think, because it's probably what can make you the happiest. We really hope that you love that film as much as we loved doing it. As I said earlier, we're very excited for you to see it. Feedbacks are welcome. Have a good time, relax, have a good laugh, hopefully, and enjoy your film. And Molto Mask. That was my second one I've been learning for the past 30 minutes. Bye-bye. Camelia Popa. Pupa mă dă două ori. Păi tocmai acum, mă, când e perfect interzis, la mine pe ușă scrie pupatul oprit înainte de pandemie. Zău, așa, nu mă așteptam. E foarte adevărat, dar acum știți cum e, că atunci când ți se interzice ceva, parcă mai abitir vrei să faci ceea ce ți se interzice. Absolut, fructul oprit, știi? Da? Așa. Da. Okay. Și... e ca la regim, știi? Adică tocmai acum să nu mâncăm ciocolată. Fix, exact. Așa. Exact. Așa. Și atunci am zis, de ce nu? Da. Un îndemn, nu, absolut, asta ca să nu uităm după ce ieșim din pandemie. Să nu uităm ce avem de făcut și ce... Absolut, absolut. Sau cum era pe vremuri că se pupau doi pe ecran și se striga de sală. Pensionarii fața la perete! Da, așa. Bun. Exact. Okay. Deci, și era, mă, și nu era pandemie. Cred că era tot așa o chestie clar văzătoare. Bun. Să ne întoarcem. Pentru că te-ai ocupat și proiectul, să te mai ocupi de comedii, dacă te uiți așa un pic pe programul ăsta așa și luăm un irlandez care e o comedie neagră, Redemption of a Rogue, Losers Revolution, care este o comedie despre tot ce înseamnă internet haters, likers, nu știu dacă există likers, dar îmi place cum sună, Indian Road Trip, putem să-l inventăm că nu ne oprește nimeni, Indian Road Trip, care de data asta este despre indienii din Canada, ceva ok, Berliner e al nostru, l-ai văzut? Nu, n-am apucat. Nu pot să cred. Băi, da, uite, vezi, de aia s-a inventat comedies, ca să-l vedeți. Și da, acum, repede, înainte să votăm din 2024, știu, mai avem până atunci, dar e bine să ne înțelepțim. La Belle Époque e Franțuzescu, care a fost și la Cannes. Double Trouble este un nemțesc, așa, cu o dublură, multe oglinzi până filmele astea, ca să spun drept. Swan Song, care este cântecul de lebădă și care este cu Dokir, care a fost cândva și pe aici, pe la TIFF și pe care până acum îl conotam mai degrabă cu filme de groază și cu vampiri, dar adevărul e că a făcut filme foarte diferite. Algoazul, care e un film de iubire, e cu o nuntă splendidă, aici pe mine m-a cucerit, și care vine tocmai din Panama. Colital, care este de fapt chicken curry, care e, cum să fii primitor în India, de data asta India cealaltă, aia de la Bollywood, dar e foarte atipic pentru Bollywood și sune, mergem repede să face vară, în plină iarnă și ajungem la suedezi. Care te-a tentat cel mai tare așa din prezentarea mea? Păi, aș vrea să văd Berliner. E așa, foarte clar. Așa. Și aș zice... Adică primul, că oricum trebuie să le vezi pe toate, că noi te verificăm. Evident. Să știi. Bine, adică, ok, gata, îmi fac lecțiile. Ți-ai luat un carnețel? Să nu e nevoie, că iau programul și așa, să mă ocup. Sigur, bun, da. Verificăm, așa. Da. Și cred că mi-ar plăcea o comedie neagră,
Ok, Redemption of da, the Rogue. Okay. Da, și pormă mai... Ei spun că e chiar comedie muzicală, ca să vezi fiecare și amintește ce vrea. Eu mi-amintesc doar de o încercare de sinucidere care nu iese chiar din prima sau nu iese deloc, nu știu, vedem. Ok. Da, și după aceea m-aș duce în vară. La Sune, care da, e băiatul ăla da, blond și da, frumos. Așa, pentru că îmi place foarte tare cinematografia. Suedeză e atipic da. Față de ce știm noi, adică foarte departe de Bergman categoric și mult mai light, așa. Light în toate sensurile, adică și ușor, ușoară, dar și luminoasă. Da? Așa, și sigur, Swanson. Evident, da. Okay. Adică mie îmi place foarte tare... să văd versatilitatea actorului. Aici este da. Mai versatil ca niciodată și o să dai și peste vedeta din Dinastia. Oh. Asta ca să-i tentăm suficient și ca să vedem și Hollywood în toată combinația asta care merge pe toate continentele aproape, pe toate. Stau să mă gândesc, da, cred că numai din Australia nu avem nimic, dar dacă căutăm bine, cred că măcar pe un generic final găsim. Ceva, că întotdeauna ei sprijină, au grijă să facă treaba asta. Deci, Camelia, tu cu Berliner primul, da? Da, așa. Acolo m-aș duce pentru că, deci. Odată pentru că e românesc, clar, fără niciun fel de discuție și mă interesează. Adică vrea să vădă concurența? Exact, înțeles, evident. Așa, bun, evident, așa. evident. Mai ales că a luat și premiul, a plăcut mult la Moscova. Am auzit. Și mai ales în partea de est. Deci, am auzit. E o rețetă care funcționează. Da. E o comedie politică, e cu totul altceva decât a voastră, care e o comedie de vară, așa. Se pare mie, da. Că mai degrabă merge spre Sune, oarecum. Da, și mai odată pentru că e românesc, odată pentru că mă interesează concurența, foarte adevărat, și pentru că sunt foarte interesată în general când e vorba despre comedie, despre comedia de situație. Mie asta îmi place cel mai mult. O să o găsești și aici. Da, exact. Sunt Laurean German și iată-ne la a treia ediție a Festivalului de Film de Comedie, Bucharest Film Festival. O să râdem. O să râdem cu filme și asiatice, o să râdem cu filme sud-americane, cu filme europene și vă aștept între 3 și 12 decembrie cu cel mai mare drag. Magda Catone, gata. Pregătim Bucharest Best Comedy Film. Vede, am nevoie întotdeauna de un prompter, ca nu cumva să mă încurc pe ele, că avem o lungă experiență în acest sens. Cât de tare să te bucuri când te vezi la televizor? Mai mult decât pe ecranul mare sau la teatru? Sunt critică, nu mă bucur. Am tot felul de lucruri de spus. Lucruri care de obicei nu îmi plac. Și sunt atentă la detalii, mă uit și la sensul cuvintelor, dar deseori sunt surprinsă, plăcut. Pentru că mă bucur la faptul că o ocazie ca asta de acum mă face să-mi adun gândurile și să mă concentrez pe un anumit, să zicem, un sens pe care îl caut în dialog și atunci nasc lucruri interesante de care poate câteodată mă las surprinsă că mă revăd în filmări. Acum, din 3 decembrie, pe Comediest, o să vedem niște filme din toată lumea. O să fie o călătorie în jurul pământului. Te bucură chestia asta? Că mergem fără pașaport într-o călătorie în jurul pământului? Da, mă bucură mult și îmi dau seama că atâta cât am călătorit eu pe planetă, cum ziceam noi foarte frumos, am hașurat țara, dar ne-am pregătit să hașurăm și ceva din planeta Pământ. Am avut ocazie să merg și la spectacole de teatru. Acum mi s-ar fi părut oarecum caragios să fiu și la un spectacol de film într-un multiplex, dar sentimentul ăsta, apropo că vorbeam de film mai nou, al premierelor făcute la noi în multiplexuri, mi-a dat sentimentul ăsta de călătorie, pentru că toate seamănă între ele, n-au niciun aspect
specific ei, al așa locului. Cum seamănă și la noi, sau seamănă în continuare și casele de cultură. Da. De până și... toată țara, știi că oricum știi pe unde să intri. Pe... De, cred că pentru spărgători sunt bune, pentru că toată da, știi exact cum erau. Da, unde se găsește... Exact cum erau pe vremea, așa se vile ieftine, știi, toate la fel construite. Da, să știi, pe cunoști să fiecare pe spațiu, da. Exact. Nu mai poți să dai indicii că toată lumea iese repede dintr-un astfel te de... Te uiți la televizor, asta vreau să știu. Mă uit, da. Da, uit. Și te uiți la filme așa și după aia le comentezi, îl suni pe Carol și pe băiatul tău și comentezi? În ultima sau? Vreme chiar fac fotografii de pe display și de pe ecranul televizorului și comentez anumite lucruri. Mi s-a părut foarte tare mai nou. Am văzut o serie de fotografii cu un artist la Ateneu, unul din familia mea, Nikon Mladin, care venise să cânte la sala mică a Ateneului și sala era goală, el era la pian, fotografiile au un unghi din spatele sălii care cuprind toate scaunele așa ca niște forme definite, corecte, așezate, iar el în capăt așa într-un culoar parcă foarte nesfârșit. Cinematografic așa, da. Și imediat mi-am adus aminte și am pus una lângă alta o fotografie din Călăuza și mi s-a părut aproape caragios ca unii din colegii mei să mă întrebe cine e în fotografia aia și unul chiar a zis, este Marian Râlea? Și am zis, nu, pentru că este afișul filmului lui Tarkovski, Călăuza, nu e Marian Râlea, dar mi s-a părut frumos apropo de suita asta de invitați pe care e aici, pentru că Marian e asociat cu comedia și el este un actor profund. N-am venit, da, juca, n-am venit aici să vorbesc despre poate el. Juca da. Orice, el știi, poate juca să orice. Să mă îngropați da, după plintă, de exemplu, e departe de a fi o comedie. Da, nu? Și a fost foarte inspirat tot ce a făcut acolo și prin comparație să știi că și eu sunt o actriță care pot juca orice, dar foarte des, nu numai în cazul meu, regizorii pun etichete și spectatorii pun etichete și câteodată rămân uimiți sau chiar se crispează când te văd într-o altă situație decât aia în care ei te știu că te-au fixat. Deci după ce începe festivalul, îți pregătești aparatul, faci niște fotografii. Și după aia le comentez cu tine. Absolut, le comentăm împreună pentru că vom ști absolut toate filmele. Tu eu vei le știu ști cine deja. E în afișul așa că, acela. Și... vizionare și fotografiere cu zâmbet. Da, o să fie di granda. Thank you.